Compania este Rhodes Overseas, este un offshore. 5,5 milioane de dolari, apare și în raportul Kroll, este în dreptul lui Vlad Filat, că el ar fi beneficiat de acei bani. Acum, Vlad Filat vă acuză pe dumneavoastră că împreună cu procurorul Popenco și alți procurori ați fi furat acești bani. Așa s-a exprimat în vara anului trecut în emisiune. Nu motamo chiar la mine. Vă rog. Deci, în primul rând, orice psiholog care se uită la fața lui Filat când face aceste declarații își dă seama că spune minciuni, iarăși de nou. Deci atunci când noi am făcut plângere penală în Germania, am rugat un lucru. Stimată doamnă procuror, vă rugăm să verificați unde au plecat banii din Rhodes. Pentru noi nu era atât de important să vedem că se va finaliza calomnia sau nu, dar pentru noi era interesant să vedem care este circuitul acestor bani din compania Rhodes. Și vreau să vă spun că investigațiile preliminare la acest capitol sunt gata. Aici noi avem o parte din banii care au plecat din Rhodes în America. Deci, nu știu dacă se vede foarte bine. O să-i rog pe colegi să dea Filat mai bine. A avut un contract cu compania Rhodes. Această companie a plătit unei companii din Statele Unite pentru consultanță Greenberg. Politică. Dar, probabil, nu, n-aș fi vrut să pronunț eu cuvântul ăsta. Noi am discutat despre acest subiect și în emisiunea precedentă. Da, și aceste documente care le vedeți aici la mine sunt în exclusivitate. Aceste documente sunt confirmarea obținută de la compania americană, care arată că pentru servicii de Facebook și trolling și tot ce a putut să facă Filat în țara asta, el a plătit din banii contribuabililor noștri minim 2 milioane de dolari. Deci prin Rhodes Overseas, bani care au venit din Banca de Economii au mers la Greenberg. Exact. Deci prin Rhodes Overseas, banii care trebuiau, care erau al lui Filat, au ajuns la compania Greenberg. Aici, dacă o să vă uitați pe pagină, scrie foarte clar. Dear Mr. Filat, nu știu dacă se vede, da? Și mai jos se face referire. Contract is between Greenberg and Rhodes, da? Whereby you directed Rhodes to contract with Greenberg. Da, adică deci scrie foarte Rhodes clar a cumpărat servicii. Că Filat a dat instrucțiuni companiei Rhodes, lui Greenberg. Totuși Rhodes, scuzați-mă, ca să plătească către Greenberg acești bani. Acolo, din ce am văzut, există și numele lui Vlad Filat, cea secretarului general pe Da, este și numele lui Vlad Filat, însă foarte important este că compania Greenberg, când a trimis scrisoarea către Filat, a menționat și compania Rhodes. Deci Filat nu mai poate să spună că această companie nu este a lui și Filat nu mai poate să spună că acești bani nu au fost plătiți pentru serviciile lui de publicitate. Deci este absolut incredibil cum poate acest mincinos să spună acest lucru, pentru că mai devreme am văzut o declarație pe LDM-ului sau a lui personal care spunea că cineva face trolling în Moldova și nu-i permite lui să facă carieră politică. Trolling am făcut el atunci când a plătit din banii băncii de economii furați din buzunarele oamenilor și plătiți la americani în mărime de peste 2 milioane de euro.